aceasta, porcina africană se ține departe de Cluj cu bani din fondul de rezervă al județului. Consilierii județeni vor să aloce peste 350.000 de lei ca să cumpere varne stins, sodă caustică și o soluție dezinfectantă. Substanțele vor fi duse în gospodăriile și fermele din județ și unele dintre acestea vor fi aplicate și pe șosele. Autoritățile spun că această măsură este necesară pentru a preveni apariția pestei porcine în județul Cluj. Din suma de 352.000 de lei se vor cumpăra 14.000 de kilograme de sodă caustică, 140.000 de kilograme de varne stins și 1.000 de kilograme de vircon, o soluție ce ar urma să fie aplicată pe mai multe dezinfectatoare amplasate pe 4 mari artere rutiere. Soda caustică și varul nestins vor ajunge în 14.000 de gospodării din județul Cluj, unde există porci, iar medicii veterinari și reprezentanții DSVSA îi vor învăța pe crescătorii de animale cum și unde să folosească substanțele respective. Pesta porcină africană este o boală extrem de contagioasă, care însă nu afectează omul, dar omul poate fi purtător al virusului. Boala nu are tratament, iar animalele aflate în apropierea altor animale diagnosticate cu virusul pestei porcine trebuie obligatoriu sacrificate. Drept urmare, efectele economice pot fi devastatoare. Specialiștii Autorității Naționale Sanitar-Veterinare îi sfătuiesc pe fermieri să țină porcii închiși, să dezinfecteze perimetrul unde sunt aceștia și să îi hrănească doar cu mâncare și cereale provenite din surse sigure.